Sebastian Lutaniuc din Bistrița, în colțul albastru, 21 de ani. De lupte până acum la amatori, 20 la profesioniști. Centura de la categoria plus 95 de kilograme Ultimate Fighting Tournament 10 la Satu Mare, cel mai important meci al galei. Munteanu, reprezentantul gazdelor în cel mai important meci al galei pentru centura de la categoria grea. După multă vreme, Munteanu luptă acasă la el. Cinci reprize de 3 minute pentru main eventul galei kickbox, centura de la categoria plus 95 de kilograme. Sunteți prezenți? Vreau să vă mulțumesc pentru această seară extraordinară. Fie ca cel mai bun să câștige! Marius Munteanu, reprezentantul gazdelor în șort alb, în colțul roșu, și Sebastian Lutaniuc din Bistrița. Mult mai înalt Munteanu, cu 12 cm decât adversarul său și mai greu, 9 kg și mai în vârstă, 33 de ani Munteanu, doar 21 Lutaniuc. Susținut de
aproape toți cei prezenți aici la sala sporturilor liceului cu profil sportiv Ecaterina Botă din Satu Mare. A început meciul, 5 reprize de 3 minute. Încerca să intre ceva mai aproape Lutanioc pentru a-și lovi adversarul. Avantajat de alonja superioară Munteanu. Bună lovitura înaltă de picior a lui Lutanioc. Are mobilitatea trenului inferior. Puternică lovitura de picior a lui Munteanu. Dar nu pare intimidat Lutanioc de înălțimea adversarului. În orice caz, un meci de centură, mai ales de 5 reprize de 3 minute, se abordează un pic altfel. Ultimele 10 secunde din prima repriză. O repriză destul de echilibrată, care se încheie în acest moment. A încercat să preia inițiativa Munteanu, însă Lutanioc a știut să stea în distanță, a lovit puternic, în special pe contră. După ce a terminat combinația Munteanu, dar până de se rândura, a luat și el inițiativa. Iată, tocmai ce am avut un croșeu de stânga, reușit de Bistrițean. Ne pregătim de repriza a doua. În eventul de la Satu Mare, UFC 10, Sebastian Lutanioc, Marius Munteanu, centura de la categoria plus 95 de kilograme, este pusă la bătaie, la propriu și la figurat. Munteanu în alb, împotriva lui Lutanioc, începe repriza a doua. Are o galerie și Lutanioc. Se aude din public cum îl susține. Strigă Sebi, Sebi. Iată, serie bună a bistrițeanului. Munteanu vrea să arate că este bun încasator. Stă la bătaie și nu-i se întâmplă nimic.
Încearcă Munteanu să pună presiune pe adversar, însă Lutaniuc dă drumul la lovituri de braț, la lovituri de picior. Deși galeria Sătmăreanului, care continuă să vină pe pas în față, se duce spre adversar. Trebuie să atace însă mai mult. Cedează parcă prea ușor inițiativa lui Sebastian Lutaniuc. Era deja în ultimul minut al reprizei a doua. Final de repriză. Pare destul de obosit Marius Munteanu. Lutaniuc a lovit bine. Iată, serie mai lungă. Combinații braț, picior, genunchi. Replică bună dată de bistrițianul Sebastian Lutaniuc. Va începe repriza a treia, una în care luptătorii ar trebui să se decidă să încerce să întoarcă balanța în favoarea lor. În acest meci, pentru centura categoriei plus 95 de kilograme, Marius Munteanu din Satul Mare, Short Alb, împotriva lui Sebastian Lutaniuc din Bistrița. Că prea puțin atacă Marius Munteanu. Iată, mâinile în cap, parează atacul adversarului, apoi slabă replica. Thank you.
Ratat uppercutul de stânga a lui Taniuc. Cele mai multe atacuri, inițiativa i-a aparținut lui Sebastian Lutaniuc. Iată, două lupturi la corp, puternice. Da, o serie ceva mai lungă și de partea lui Munteanu. Bine, Lutaniu cu piciorul pe coapsa interioară, l-a dezechilibrat un pic pe Munteanu. Însă tot loviturile de braț sunt cele care îl pun în avantaj în fața lui Marius Munteanu pe Lutaniu. Ultimele secunde din repriza a treia. Bună lovitura înaltă de picior, încearcă să dea aceeași replică și Munteanu. Și se încheie repriza a treia. Una în care Marius Munteanu nu m-a convins. Dar mai sunt 6 minute de luptă. Deși a părut că luptă mereu pe retragere, Sebastian Lutaniuc a fost activ. A fost primul pe atac, combinații ceva mai lungi, pe brațe, a combinat mai bine și loviturile de braț cu cele de picior. Bistrițeanul se află primul în mijlocul cuștii, înaintea începerii reprizei a patra. Meci la categoria grea pentru centura categoriei plus 95 de kg, main eventul Ultimate Fighting Tournament din Satu Mare. Munteanu din Satu Mare în short alb, Lutaniuc din Bistrița în negru cu roșu. Loviște bine Lutaniuc geabul pe abdomen. Nu dă sub centură, nu mi s-a părut că a lovit sub centură. Bun uppercutul de stânga lui Lutaniuc. Prea lent în atacurile sale, mi se pare Munteanu. Bună încercarea lui Munteanu, lovitura de genunchi înaltă. Cred că ar trebui să încerce mai mult acest procedeu în lupta din aproape.
Ai reușit încercarea de lovitură cu antebrațul din întoarcere pentru Munteanu. Ne apropiem și de finalul reprizei a patra. Oricum, un meci echilibrat. Final de repriza a patra, am rămas cu doar 3 minute în această întâlnire pentru centura de la categoria plus 95 de kilograme și din această gală, repriza a cincea, ultima. Ultima repriză, ultimele 3 minute, totul sau nimic în întâlnirea pentru centura UFT la categoria plus 95 de kilograme, main eventul galei din Satu Mare. Sebastian Lutaniuc în short negru cu roșu împotriva lui Marius Munteanu în alb. Un meci echilibrat, orice se poate întâmpla, oricare dintre cei doi poate câștiga titlul. Bun croșeul de dreapta lui Munteanu. Uppercutul. Face pasul înapoi Lutaniuc. Atacul pe brațele lui Munteanu pe lângă. Duce după adversar Marius Munteanu. Ratează croșeul prea larg de stânga Sebastian Lutaniuc și încă o dată îi cade proteza din gură lui Marius Munteanu. Mai obosimea mi s-a părut Marius Munteanu încă din repriza precedentă. Atacuri mai puține, prea puțin viguroase. Thank you.
Asta a fost tot? Nu? Mai sunt câteva secunde. Poate un atac. Pune presiune Munteanu pe adversar și da, nu se aude gongul foarte clar, însă aici se încheie meciul. Marius Munteanu mult mai epuizat, a încercat în ultimul minut să forțeze ceva mai mult, să pună presiune pe adversar. Per total, Lutaniuc mi s-a părut cel puțin în primele trei reprize mult mai activ, lovituri mai clare, mai puternice. Să vedem însă ce au văzut arbitrii judecători. Gala se desfășoară la Marius Munteanu acasă. Da, Lutaniuc este cel care câștigă. Am văzut bine. Sebastian Lutaniuc este deținătorul centurii UFT la categoria plus 95 de kilograme. Strădaniile sale din cușcă s-au văzut. N-are de ce să conteste decizia Marius Munteanu. Lutaniuc, cel puțin în primele trei reprize, a fost omul numărul 1, cel care a atacat mult mai clar. O decizie corectă. Vom vedea și un scurt rezumat, dar per total, Sebastian Lutaniuc merită victoria. Au fost puse trei ceturi în joc aici la Satu Mare. Andrei Varga a câștigat-o pe cea de la categoria 75 de kilograme. Anton David pe cea de la categoria 80 de kilograme în turneul piramidal. Și Sebastian Lutaniuc este noul deținător al centurii la categoria plus 95 de kilograme. Descoperim noi campioni. Vă mulțumesc, seara bună tuturor. Felicitări, Sebi. Înainte să dau microfonul luptătorilor, mai avem două meciuri, un meci de fete și un meci de băieți. Dacă vreți să vină, să mulțumim. Hai să vedem cine vrea să ia cuvântul. Sebi. Bună seara. Toți de aici ați crezut că n-o să câștig și am câștigat. Boss! SB. Bună seara, Satu Mare. Dacă considerați că nu am pierdut, urlați tare. Nu consider că am pierdut. Sincer. Hai să nu vorbim urât. Mulțumesc tuturor care ați venit. Număr cât mai mare. Mulțumesc sponsorilor care mă susțin în acest sport, elevilor mei de la sală, care nu-i consider elevii, consider colegi, că lupt și mă antrenesc cot la cot cu ei, transpirăm împreună, iar apoi ne distrăm, mergem mai departe. Urți! Da, nu-și recunoaște înfrângerea Marius Munteanu. Sebi, ce zici? Nu mai lupt în promoția asta. Da, nu prea știe să pierdă Marius Munteanu. Nu mai luptă în promoția asta, de ce că a pierdut? Nu știe să piardă și nu cred că artele marțiale asta l-au învățat. Să-și accepte înfrângerea, chiar dacă a fost în fața... concitadinilor săi. Este o victorie meritată a lui Sebastian Lutaniuc. Și nu cred că asta vrea să învețe Marius Munteanu la clubul său din Satu Mare. A fost un slab exemplu pentru elevii săi.
Trebuie spus.